Nu. E o absurditate. Deci oamenii buni nu pot sfârși în iad pentru că, în primul rând, termenul de bun, deci arată clar că avem de-a face cu un om pozitiv. Și când folosim termenul de bun aici, mai degrabă aș tâlcui această întrebare, adică oamenii care sunt milostivi și au caracter frumos, dar nu sunt cu Dumnezeu, ajung în iad? Nu. Deci Dumnezeu pentru cei blânzi, modești, milostivi, omenoși, prietenoși, civilizați, educați, rânduiește cale spre mântuire în așa măsură încât printr-o mică sau mai grea suferință sau încercare se aducă pe calea cea bună ca sufletul lor să nu se piardă. Și am să vă povestesc o întâmplare petrecută din anii tinereții mele în preoție. Prin anul 94 am cunoscut un securist din vremea lui Ceaușescu, domnul Niculau. Toată familia lui a plecat în America, nu mai este nimeni pe aici, prin România. Acest domn suferea la pat și a venit fiica lui la mine ani de zile, deci venise vreo 2, 3, 4 ani, venea la biserică și permanent îmi spunea: părinte, tatăl meu tare mă doare sufletul pentru el, dacă ați ști ce om extraordinar este, cât de mult o iubi familia, cât de mult o iubit copiii, cât de mult o făcut bine, dacă ați ști ce om a fost, așa mi-e de mult îmi pare rău de sufletul lui, aș vrea, părinte, să îl putem mântui. Și am spus, hai să încercăm. Eram și în anii tinereți, eram și mai curajos, mi se părea totul posibil, dar cred că și Dumnezeu lucrează după nebunia omului, pentru că efectiv am spus, domnule, cu un ateu ce pot să discut? Și efectiv mi-am luat la mine Sfintele Taine, molitfelnicul, epitrafirul, m-am suit cu ea mașină și ne-am dus în Iași, într-un cartier nici nu știu care, ne-am suit la un apartament și ce am găsit? Efectiv o maimuță din evul mediu primitiv, o boală din asta foarte groaznică, de poliartrite, care îl înstrâmbase și arăta atât de groaznic și era atât de sucit și de schimonosit și de hârbuit, că numai a om nu arăta. Și am zis, Doamne, zic, l-a schimbat și l-a schimonosit Dumnezeu exact după urățenia sufletului lui. Și am intrat în casă, am dat bună ziua și el a întrebat-o pe fată, dar ce l-ai adus pe ăsta aici? Zic, am venit să vă văd, domnul Nicolau. Am auzit că sunteți bolnav și mi s-a făcut milă. Eu n-am nevoie de milă, dumitale, dar eu am. Eu am auzit că mata ai fost om mare și eu trebuie să discut cu mata, să-mi povestești cum a fost pe vremea dumitale. Domnule, cum a fost pe vremea mea, așa a fost, nu te interesează pe dumneata? A, zic, dar dacă mă luați așa, eu mă supăr. Zic, eu am venit la dumneavoastră cu dragoste. Dacă eu am respect față de dumneavoastră și de boala dumneavoastră, cum puteți să mă respingeți? Dar nu-i posibil, zic, măcar așa, din politețe. Și-o zis, bine, părinte, zic, dar de ce îmi ziceți, părinte, că doar eu sunt mai mic ca dumneavoastră? Da, da, așa ai ținut asta. Zic, asta o port eu așa, că e frig afară. Nu, asta e a voastră, ținută de popă. Ei, zic, dacă știi că eu sunt popă, înseamnă că știi că există popă. Da, părinte, există. Și ce cu asta? Zice, mie, dacă mi-l arăți pe Dumnezeu, cred. Pe mine să nu mă iei cu povești. Și am spus, vreți să vi-l arăt pe Dumnezeu? Zic, uite, eu promit că vi-l arăt pe Dumnezeu. Și am deschis cutiuța cu Sfintele Taine și am arătat. Vezi aceste bucățele mici acolo în fundul cutiuței, așa înroșite? Alea este carne din Hristos, zic, eu o păstrez de ani de zile și mă împărtășesc cu ea, am primit-o de la biserică, din potir, zic, asta e făcută. Și-o spus, eu nu cred în asta, zic, ba, trebuie să credeți. Și zic, uite, ca să vă conving că trebuie să credeți, mai bine haideți să stăm de vorbă așa de lucruri din astea mărunte. Și l-am luat ușor, ușor, din vorbă în vorbă, nici nu i-am spus că îl spovedesc, l-am discutat eu toată viața, tot ce m-a interesat, tot ce eu povestit că o chinuit prin beciuri oameni, că eu bătut, că eu schingiuit, că eu anchetat, că eu urmărit, că eu legat, mă rog, treaba securiștilor. Ca în final, după ce am considerat eu că i-am făcut spovedania completă, i-am spus așa, domnul Nicolau, facem un târg amândoi. Cam riscant târgul și din partea mea, dar probabil Dumnezeu care iubește pe tot omul și vrea să mântuiască, a fost de partea mea ca să, de ce spun, să proslăvească Dumnezeu. Îi spun așa, zic, domnul Nicolau, mie îmi păreți un om bun, eu nu pot pleca de aici până nu vi-l dau pe Hristos să-l mâncați. Și o spune, te fugi de aici cu prostii de astea, eu nu cred în porcării de genul ăsta. Domnul Nicolau, facem un legământ, uite, noi amândoi. Eu îți dau pe Hristos și matale, te rogi timp de 3 zile
cu rugăciunea care ți-o dau eu. Dacă în aceste trei zile Dumnezeu te chinui și nu te ia, înseamnă că nu există și eu nu te mai pun să crezi în El. Dar hai, fă ce te rog eu, ca să vezi că Dumnezeu te iubește și totuși te vrea lângă El. Și-o spus, bine, uite, m-ai convins, hai, zic ce trebuie să fac. Zic, uite, trebuie să spui după mine exact ce-ți spun eu. Mă căiesc, îmi pare rău de tot ce am greșit, rog pe Dumnezeu să mă ierte, cred că El există și îl rog, dacă cu adevărat există, în aceste trei zile să-mi arăte că este și să mă chemi la El. Da, părinte, sunt de acord, o zis exact după mine, i-am făcut dezlegare, i-am cetit de ieșirea sufletului, de blestem, de jurământ, molifta, de spovedanie, tot frumos și la urmă i-am dat sfintele taine. Și mi-a zis, scrie-mi pe un perete, părinte, să-mi lipească fata cu un scoci pe perete, că eu uit ce mi-ai spus să spun. Și am scris așa, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, dacă cu adevărat ești, ia-mă la tine mai repede de trei zile. Și vreau să vă spun că a doua zi după amiază la patru a murit. Da. Și în felul acesta se face dintr-un ateu un ortodox. Și Dumnezeu există. Și are putere, și-i mare, și-i tare.